În această seară, în timp ce stăm în prezența lui Dumnezeu și ne bucurăm de Domnul și de prezența Lui, s-ar putea să nu știi ce trebuie să faci. S-ar putea să te uiți în viața ta și să vezi că te lupți cu diferite vicii și patim, cu diferite păcate și poate ai făcut tot ce ți-a stat în putință și tot ce ai știut ai făcut, să scap de viciile acelea, de patimile acelea și te întrebi, oare ce aș mai putea să fac să scap de lucrurile acestea? Într-o seară ca și aceasta, când stai în prezența lui Dumnezeu, s-ar putea să ai neplăcere în viața de familie și nu știi cum să ieși din situațiile limite în care te găsești. Poate le-ai încercat pe toate, ai făcut tot ce ți-a stat în putință și te vezi în situația în care nu știi ce să mai faci. Poate ți-ai dat silința să-i fii plăcut lui Dumnezeu prin felul în care te porți, prin felul în care vorbești, prin felul în care slujești și totuși te vezi nu de puține ori neputincioși și nu știi ce să mai faci. Poate în această seară să stai în prezența Lui Dumnezeu și efectiv nu știi ce să mai faci. Probabil că fiecare dintre noi avem momente în viața noastră când efectiv nu știm ce să mai facem. Nu știm ce să mai facem ca să simțim din nou prezența Lui Dumnezeu într-un mod puternic în viața noastră. Nu știm ce să mai facem ca să simțim din nou iertarea și ridicarea Lui Dumnezeu în viața noastră. Nu știm ce să mai facem ca să putem să-i fim mai plăcuți Lui Dumnezeu. Poate într-o seară ca și aceasta, Ți-ai permis anumite îngăduințe și îngăduințele respective au devenit niște dependențe pentru tine și nu știi ce să mai faci. Cum să ieși din situația respectivă? Poate într-o seară ca și aceasta, ești blocat în tot felul de prejudecăți și efectiv nu știi ce să faci ca să ieși din această stare, din aceste situații. Dacă da, am pentru tine un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru tine și pentru mine în seara aceasta se intitulează Ce să faci când nu mai știi ce să faci? ce să faci când nu mai știi ce să faci? Și mă rog să ne vorbească Dumnezeu momentele ce ne stau înainte. Ce să faci când nu mai știi ce să faci? În primul rând, dă lui Dumnezeu primul loc, pentru că altfel El nu contează deloc. Dragul meu, dacă ești într-o situație în care nu mai știi ce trebuie să faci, dă lui Dumnezeu primul loc, pentru că altfel El nu contează deloc. Te De rog remarcă, nu spun să îl respecti pe Dumnezeu. Nu spun în seara aceasta să-i te rogi lui Dumnezeu. Nu spun în seara aceasta să crezi în Dumnezeu. Nu spun în seara aceasta să vii la adunare. În această seară spun ceva mult mai important și anume, dă lui Dumnezeu primul loc, pentru că altfel el nu contează deloc. Iubiți mei, spune Scriptura în 1 Samuel capitolul 8, că Samuel îmbătrânise, a ajuns la o anumită vârstă și la un moment dat face o adunare generală cu evreii din vremea lui. Și în timp ce discută vrute și nevrute, se ridică câțiva din liderii lui Israel și spun, Samuele, ai îmbătrânit. Acum când ți se spune că ai îmbătrânit, nu spică chiar bine. Unul dintre complimentele interesante este când ți se spune, să știi că n-a rău la vârsta ta. Cu alte cuvinte spune, Samuele, ai cam îmbătrânit, nu vezi, dar să știi că ai îmbătrânit. A ai îmbătrânit, i-ai pus judecător pe feciorii tăi, dar să știi ceva, Samuele, copiii tăi nu-ți calcă pe urme. Noi trăim în niște vremuri dificile. Și am avea nevoie de un împărat care să meargă înaintea noastră, să fim ca toate celelalte națiunile. Când aude Samuel această vorbă, nu-i pică bine. Cum adică, Domnule, după o viață întreagă de slujire, după o viață întreagă în care le-am căutat binele și fericirea, să mă arunce ca pe o haină uzată, nu mai au nevoie de mine, de pruncii mei, nu s-a simțit bine. Și interesant când omul acesta se simte dat la o parte, nu face scandal, nu se ceartă, nu se supără, ci se duce la rugăciune. Când se simte dat la o parte, el aleargă la rugăciune. Și chiar asta o face, se duce și se roagă. Și spune, Doamne, uite ce, ce, vor oamenii aceștia, vor un împărat, vor să fie ca toți ceilalți. Și, și Domnul ia înainte și spunea, Samuel, tu crezi că e vorba despre tine? Tu crezi că e vorba despre tine, că pe tine te leapă de poporul ca să nu mai domnești peste ei, să nu mai fii tu judecătorul lor? Ascultă-mă, Samuele, nu e vorba despre tine, este vorba despre mine. Pe mine mă leapă ca să nu mai domnesc, să nu mai stăpânesc peste ei. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Unde am rămas? La Samuel, la ceea ce spune el în 1 Samuel capitolul 8 și zice, auzi Samuel, nu-i vorba despre tine. Tu crezi că pe tine te leapădă poporul, dar ascultă-mă, nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei. Cu alte cuvinte Dumnezeu spune, când poporul nu mai are nevoie de mine ca împărat, când nu mă mai pune pe mine pe primul loc, eu nu mai contez de fel. Te rog remarcă ceea ce spune profetul, dacă nu mai sunt eu împărat, sunt lepădat. Într-o vreme ca și aceasta, dacă nu mai știi ce să faci, nu mai știi cum să scapi de vicile tale, de patimile tale, cum să te ridici spiritual, cum să fii un tată bun, o mamă bună în casa ta, cum să fii plin de Duhul Sfânt, nu mai știi ce trebuie să faci. În primul rând, dă lui Dumnezeu primul loc, pentru că altfel el nu contează deloc. Aici nu e vorba de a-l cinsti pe Dumnezeu, nu e vorba de a te ruga, nu e vorba de a crede în Dumnezeu. E ceva mult mai mult și anume să-l pui pe Dumnezeu în centrul vieții tale. Dragul meu, în această seară te chem să-i dai lui Dumnezeu primul loc, pentru că altfel el nu contează deloc. Dacă nu-l pui pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta, nu o să mai ai timp de rugăciune. Dacă nu ți începi ziua cu Dumnezeu, nu o să mai ai timp să citești Scriptura. Dacă nu îl pui pe Dumnezeu în centru tinereții tale, a bătrâneții tale, a vieții tale, nu o să mai ai timp de Dumnezeu, Dumnezeu va ajunge la periferia vieții tale. Dacă nu faci din Hristos bucuria vieții tale, ascultă-mă, zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună, vei fi tot mai rece spiritual, vei simți că îl pierzi spiritual pe Domnul. În această seară, dacă ești în situația în care nu mai știi ce trebuie să faci, nu mai știi cum să te înviorezi, cum să te ridici din starea ta, dragul meu, dă lui Dumnezeu primul loc, pentru că altfel el nu contează deloc. M-am uitat odată la o emisiune la Național Geografic și era o emisiune foarte interesantă. Un urs, el era cel mai puternic din zonă, stătea în cea mai bună zona râului unde putea să prindă pește. Dar la un moment dat un bătrânit și a venit un alt urs mai puternic, s-a luptat cu el și l-a detronat. O căzut pe locul 2. Când o căzut pe locul 2, un altul l-a împins pe locul 3. După locul 3 l-a împins pe locul 4, locul 5, până au ajuns undeva în poziția cea mai de jos. Și am stat și m-am gândit că așa este în viața fiecărui dintre noi când tot îl împingem pe Dumnezeu la periferia vieții noastre. Doamne, de această dată mă pun pe mine pe primul loc, că tu știi că eu am anumite trebuințe, am anumite nevoi, e vorba de plăcerile mele, e vorba de interesele mele, te las pe un loc secundar. Sau poate spui nevasta pe primul loc, sau poate spui pruncii pe primul loc, sau poate spui banii, business-ul pe primul loc, sau poate spui munca și profesia pe primul loc și lași pe Dumnezeu pe un loc secundar. Fără să-ți dai seama, iubitul meu, îl împingi pe Dumnezeu la marginea vieții tale. Când te pui pe tine pe primul loc, îți spui nevasta, spui bărbatul, spui prunci, spui lucrurile tale materiale, pas cu pas Dumnezeu este aruncat la marginea vieții tale. Te miri după aceea că n-ai putere spirituală, te miri după aceea că n-ai bucuria mântuirii, te miri după aceea că n-ai pace și liniște la tine acasă, te miri după aceea că nu vezi mâna lui Dumnezeu la lucru în viața ta, că ai poate anumite robi, anumite dependențe, poate nu știi bărbatul, tu nu știe tu nu știi nimeni despre asta, dar tu E lupți cu ele. Știi de ce nu poți să le învingi? Pentru că l-ai împins pe Dumnezeu la marginea vieții tale. Ascultă-mă în această seară când stai în prezența lui Dumnezeu. Poate ești în situația în care ai făcut tot ce ți-a stat în putință și nu mai știi ce să faci ca să ieși din starea în care te găsești. dă lui Dumnezeu primul loc, pentru că altfel el nu contează deloc. Mă rog în această seară fiecare dintre noi să-i dăm lui Dumnezeu primul loc, să-L pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, ca Dumnezeu să conteze în viața noastră. Când îți începi ziua, începe ziua cu Dumnezeu. Când te gândești cum să-ți organizezi săptămâna, fă timp de Dumnezeu în centrul vieții tale. Raportează-te la familia ta, raportează-te la munca ta, raportează-te la businessul tău, la tot ce ești, la tot ce ai, prin ochii lui Isus Hristos, prin perspectiva lui Hristos. Dă lui Dumnezeu primul loc, pentru că altfel el nu contează deloc. Fratele Nicolae Moldoveanu povestește că la un moment dat s-a dus să voteze. Și povestește fratele Moldoveanu, m-am dus să votez și când am ajuns la secția de votare, mi-a spus numele, Moldoveanu Nicolae. S-a uitat în documentația lor și apoi mi-a spus în felul următor, domnule, zice, și tu nu poți să votezi pentru că tu ești un adversar politic. Tu ai făcut pușcărie pentru credința ta, tu ești un om care ești degradat din toate drepturile civice, pentru că renunțase la a compune poezii pentru Partidul Comunist și a zis, eu compun doar pentru Hristos, a fost pedepsit cu 12 ani de pușcărie a fost condamnat la 12 ani de pușcărie. Ba mai mult, ni se spune că și el mărturisește lucrul acesta, i s-a luat tot ce a avut, i s-a confiscat casa, i s-au confiscat lucrurile materiale. De asemenea, n-a mai avut niciun drept, când a ieșit din pușcărie, n-a mai avut niciun drept, nici măcar să fie, nu știu, portal la o anumită fabrică, l-au degradat din toate drepturile lui civile. Și când s-a dus să voteze, i a spus, nu mai ai niciun drept. Și povestește fratele Nicolae Moldoveanu, m-am întors acasă. Și în timp ce m-am întors acasă, mi-a dat Dumnezeu o cântare. Și cântarea spunea așa de frumos, Iisuse, dintre toți te aleg te aleg mereu. Ce frumoasă e cântarea aceasta și îl spuneam felul următor în timp ce Domnul îi dădea versurile. Și mă rog în această seară, această cântare să fie cântarea ta, să fie cântarea mea. Isuse dintre toți te aleg mereu, în orice zi și în orice clipă, că și tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Isuse aleg de plin cărarea ta, din miile de căi din lume. Isuse aleg cuvântul tău. Isuse aleg iubirea ta de jar, din tot ce în lume mă îmbie. Isuse, din orice te aleg mereu, zi după zi te știu mai bine că ești dragul sufletului meu, al bun în lume, eu nu vreau decât pe tine. În această seară, mă rog, să ne ajute bunul Dumnezeu să-l alegem pe Hristos și El să fie în centrul vieții noastre dacă nu-ți place cum arată viața ta, dacă nu știi ce să mai faci ca să ieși la liman, în ceea ce privește luptele tale spirituale, în ceea ce privește îngrijorarea ta, depresia ta, problemele tale în viața de familie, problemele tale în munca ta, în businessul tău, efectiv ești într-o situație în care nu mai știi ce trebuie să faci, ascultă-mă în seara aceasta. Dă-i lui Dumnezeu primul loc, pentru că altfel el nu contează deloc. Samuele, când evreii spun că au nevoie de un împărat, ei mă dau pe mine la o parte. Însă nu doar cer un împărat, ci eu ca domn, ca Dumnezeu mă simt lepădat. Ascultă-mă în această seară, prietene drag, frate și soră, dacă Isus Hristos nu este pe primul loc în viața ta, El nu contează deloc. Te rog în această seară, în timp ce stai în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, uită-te în viața ta și o să mă uit în viața mea. Este Hristos pe primul loc în viața noastră? Când îți decizi finanțele tale, este Hristos pe primul loc în viața ta, când îți gestionezi timpul, este Hristos pe primul loc în viața ta, când te raportezi la cei din familia ta, din casa ta, din societate, este Hristos pe primul loc în viața ta, este viața ta construită în jurul lui Hristos. Hristos niciodată nu va putea să te ierte. Hristos niciodată nu va putea să te libereze. Hristos niciodată nu te va putea umple de prezența Lui. Hristos niciodată nu va putea să lucreze în viața și în casa ta, într-un mod puternic, dacă nu va fi El pe primul loc. Trăim într-o vreme în care creștinii sunt lipsiți de putere spirituală. Ca din nou și din nou aceeași păcate, depresivi, îngrijorați, anxioși, fără putere, fără bucurie, fără Duh Sfânt în ei. Știți de ce? Pentru că nu este Hristos pe primul loc în viața lor. Mă rog, în această seară, în timp ce stai în prezența lui Dumnezeu să spui, Doamne, eu stau în această seară în prezența ta și vreau să te pun pe tine pe primul loc în viața mea. Hristos a spus la un moment dat în felul următor, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca. Toate acestea sunt în grija lui Dumnezeu. Dar știți ce să faceți? Căutați mai întâi, mai întâi, mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și Dumnezeu vă va purta de grijă. Dragul meu, în seara aceasta, dă lui Dumnezeu primul loc, pentru că altfel el nu contează deloc. În al doilea rând, nu te înșela, îngăduințele de azi devin dependențele de mâine. În al doilea rând, iubitul meu, nu te înșela, nu te înșela singur, îngăduințele de azi devin dependențele de mâine. În Cartea Judecător, capitolul 16, Ni se spune că Samson avea undeva la vreo 40 de ani. În tinereția lui el a avusese probleme cu filistencele. Și acum se duce din nou în țara filistenilor, se duce la Gaza. Și la Gaza spune, Scriptura a zărit o femeie de morav ușoare și a intrat la ea, a păcătuit cu ea. Mi s-a părut absolut normal. Și apoi ne spune Scriptura că după ceva vreme a întâlnit o altă filisteancă pe nume Dalila. Dalila se traduce prin femeia cea frumoasă. Și a intrat la Dalila cum a intrat la femeia de moravuri ușoare, cu aceeași atitudine, mă duc, mă culc cu ea și apoi îmi văd de treaba mea. Numai că a intrat la Dalila și altul n-a mai ieșit de acolo. Și se îndrăgostește de Dalila. Și spune Scriptura că la un moment dat, Dalila îi spune felul următor, Samsoane, n-ai vrea să-mi spui, te rog frumos, de unde ai tu puterea ta cea mare? Și încă ceva, cu ce aș putea să te leg? Cu ce ar trebui să te leg? Ca să te slăbească puterile și să fii fără putere. Pentru că dregătorii filisteni au spus în felul următor, dacă ne trădesc secretul lui, îți dăm bani mulți. Banii de atunci pe care a primit Dalila este echivalentul a 15 milioane de euro. și au zis Samson, 15 milioane de euro, ce Dalila îl trădesc pe Samson pentru 15 milioane de euro. Și Dalila începe să l bate la cap. Samson, cum aș putea să te slăbesc? Cum aș putea să te leg? Și Samson îi spune în felul următor, Dalila, dacă ai lua, zice, șapte funii, care încă nu sunt uscate de tot, și mai lega cu ele, puterea m-ar slăbi. Aș fi ca toți ceilalți. Și Dalila spune, Scriptura leagă cu șapte funii după ce doarme și apoi strigă asupra lui, Samsoane, filistenii sunt asupra ta. El sare ca ar se încoardă, rupe funile. Și în momentul acela, ea începe să plângă. Îți zice, Samsoane, știi ceva? tu de fapt nu mă iubești pe mine. Dacă mai iubi, mai spune cu ce să te le, cum să te slăbesc, să te pot distruge. Și Samson îi spune, dacă ești șapte funi, noi nouțe, care nu au fost folosite niciodată, dacă mă legi cu funile acestea, ascultă-mă, puterea mă slăbește, îți ca toți ceilalți oameni. Și spune Scriptura că Dalila, Ia șapte funi noi nouțe și leagă cu ele. Și apoi strigă, filistenii sunt asupra ta, Samson. El în încoardă din nou și rupe funile. Ea începe să plângă, tu nu mă iubești? Dacă mai iubi, mi ai spune secretul tău, mi spune cu ce să te leg ca să te biruie, să te slăbească puterile. Și zice, auzi, Dalila, ia aceste șapte șuvițe de pe capul meu și pune-le în aparatul tău de făcut rochii și fuste. Dacă îmi țintuiești părul în aparatul acesta de făcut haine, mă slăbește puterea și sunt ca toți Iar la doarme și iar bagă de această dată părul în aparatul de făcut haine. Când el este țintuit acolo cu părul de prins de aparatul de făcut haine, ea începe să strige. Filistenii sunt asupra ta, Samson. El se trezește și strică totul pe acolo. Ea începe să plângă. Tu nu mă iubești dacă mai iubi, mai spune ce să-ți fac, cum să te elegi să te slăbească puterile. Și Samson zice în felul următor, pentru că nu mai poate, este chinui de iubire. Știi ceva, Dalila? Eu am fost închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar slăbi și aș fi ca toți ceilalți. Dalila vede că își deschide toată inima, trimite vorbă după conducătorii filisteni, după împărații filisteni și zice aduceți cele 15 milioane de euro și vă trădeți secretul lui. Vin oamenii cu banii, 15 milioane de euro, bani gheață, Banii de atunci, banii de astăzi. Și Dalila la doarme pe Samson în brațele ei. Când a doarme Samson în brațele ei, spune Scriptura, a chemat un frizer, frizerul a venit și l-a tuns de îndată pe Samson. Iată-l pe Samson, este tuns zero. Și în momentul acela, el nu știe ce se întâmplă. Zice ea, filistenii sunt asupra ta, Samson, el se trezește, zice, voi face ca dățile trecute, dar spune Scriptura ceva dramatic. Nu știuse că Domnul se îndepărtase de el. Au sărit filistenii, l-au apucat, i-au scos ochii, l-au coborât unde? La Gaza și l-au pus în la râșniță. De unde a căzut el? Unde a început căderea lui spirituală? Unde a intrat la femeia de moravă rușoare? La Gaza. Pentru că slăbiciunile de astăzi devin dependențele de mâine. Iată-l pe Samson. Samson înseamnă soarele lui Dumnezeu. Iată-l pe soarele lui Dumnezeu, fără ochi, ochii scoși, în la râșniță. Ceea ce făceau animal de povară, măgare în vremea respectivă, sau cel mult sclavii. De ce? Pentru că în găduințele de azi devin dependențele de mâine. A avut aceste probleme pe la 20 de ani. Problemele acestea sunt biruite la 40 de ani, revin din nou. Își permite să intre la femeia de moravuri ușoare, la Gaza. Și apoi la Gaza el ajunge din nou. Dar de această dată nu mai este liber, nu mai face ce vrea el, ce este legat cu lanțuri de aramă este fără ochi și învârte la râșniță, pentru că în găduințele de azi devin dependențele de mâine. M-au auzit atâtea oameni care au spus, au sunt liber să mint dacă este cazul. Sunt liber să mă uit după o femeie, după un bărbat, chiar dacă sunt căsătorit. Sunt liber să trăiesc în imoralitate, este viața mea. Sunt liber să beau și să mă îmbăt. Sunt liber să mă droghez dacă este cazul. Sunt liber să fumez. Sunt liber să fac ce vreau cu viața mea. Sunt liber să păcălesc pe unul pe altul. Sunt liber să mă port cum vreau cu soția mea. Să mă port cum vreau cu soțul meu, să-mi trăiesc libertatea aceasta, cum îmi place mie. Libertate fără responsabilitate. E libertatea mea. Ascultați-mă, toate libertățile, toate îngăduințele care nu sunt cenzurate, nu sunt echilibrate, devin marele dependențe de mai târziu. În această seară poate ești într-o situație în care nu mai știi ce să faci. Ascultă-mă, nu te înșela, îngăduințele de azi devin dependențele de mâine. Nu Numai atât am permit, auzi, numai un pahar, numai o minciună, numai o violență, numai odată înșel pe cel de lângă mine, numai dată. Și acest odată nu se mai termină, devine o dependență pentru tine. Era sâmbătă seara ca și în seara aceasta și veneam dinspre Bruxelles cu avionul, l întârziat avionul destul de mult, la un moment dat am urcat în avion și când a pornit avionul după ce s-a ridicat, o stoardez o zis în felul următor. Poate ai urcat, zice, la bord sărac, poate ai o situație bună, dar în mod sigur poți să cobori de aici dacă ți iese lozul câștigător milionar. Am o geantă, zice, cu lozuri și sunt lozuri câștigătoare. Câștigătorul poate să câștige un milion de euro. Nu ezita să joci, s-ar putea să fii milionar. La un moment dat am văzut niște oameni care intrau în fibrilații. Au o șoaptă, așa la nivelul minții mele, zice, dacă vrea Domnul să te acum. Zic, mă, eu nu joc așa, zic eu mie, așa în sufletul meu. Și zice vorba aceea, zice, ce-ar zice nevastăta să vii cu milion acasă? 100% s-ar fi bucurat. Zic, nu joc. Un alt gând la nivelul minții. Ce bună zic de la biserică. Zic eu, doamne musul pe satana. Nu joc, că jocul de rug nu s-bune. Nu m ți iau banii și n-a ajuns nicăieri. Dar a fost în fața mea, nu s-a niciodată. A fost un domn și o doamnă. Cam avea treabă cu noi după cum am văzut-o eu așa. Și zice că te bărbatul să zice, eu să știi că joc. Zice bărbatul său câtea, măi fată, stai liniștită, nu ne pierdem banii pe acei. Zice, eu chiar joc, zice. Numai unul, ce să facă fratele sau domnul, o lăsat-o. Ia un los, nimic. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. La zece zice, nu au ei. Știți ce o zis la final că nu câștigă nimic? Mustre domnul pe satana, dar viclean mai e. Am băgat de seama că înșelăciunile acestea ale diavolului sunt nenumărate. Tu zici numai o îngăduință, o singură dată și mă nu te mai oprești după aceea. Pentru că ascultă-mă, îngăduințele de azi devin dependențele de mâine. Sunt oameni care își permit să se uite la lucruri murdare și apoi nu mai scapă. Sunt oameni care zic, auzi, numai o dată mă duc la un club de noapte și nu mai ies de acolo. Sunt oameni care zic, auzi, numai o dată fac lucrul acesta, numai o dată mă port într-un fel sau altul și apoi nu mai scapă de viciul acela. Dragul meu, în această seară nu-ți permite anumite îngăduințe care știi că nu sunt bune, pentru că îngăduințele de azi devin dependențele de mâine. Domnul să aibă milă de noi. Samsoane, ascultă-mă, îngăduințele de azi devin dependențele de mâine. Trăim o vreme în care nu puțin sunt aceia care își fac viața praf nu puțin bărbați își distrug nu puține femei își ruinează familiile. De ce? Pentru că au anumite îngăduinți care nu sunt bune. Anumite îngăduinți care devin dependențe. În această seară tu stai în prezența lui Dumnezeu și vreau să te cercetezi în modul cel mai serios. În timp ce stai în prezența lui Dumnezeu care îți cunoaște inima și viața, dragul meu frate, draga mea soră, drag prieten, oare sunt în viața ta anumite îngăduinți care te apropie tot mai mult de prăpastie? Oare sunt în viața ta anumite îngăduinți care te apropie tot mai mult de pierzare? Care te fac să-L pierzi pe Dumnezeu, să-ți pierzi bucuria, să-ți pierzi puterea, să-ți pierzi linia din familie? Oare sunt astfel de lucruri în viața ta? Cei mai mulți oameni astăzi ar vrea să aibă și cerul și raiul, dar dacă se poate și lucrul acestei lumi. În seara aceasta Domnul este prezent în mijlocul nostru, slăvit să-i fie numele. Și în această seară, dacă ești în situația în care nu mai știi ce trebuie să faci, nu mai știi cum să ieși din situația ta, dragul meu, ascultă-mă, nu te mai înșela singur. Îngăduințele de azi devin dependențele de mâine. Samson nu înțelege lucrul acesta. Și Doamne, cu amar a plâns. Pentru că în găduința pe care și-a permis-o, cu femeia acea de morav rușoare, cu Batșeba, a ajuns în cel din urmă să lege. Eu am pus o întrebare, Samsone, femeia aceasta spune, cu ce aș putea să te leg? Cum aș putea să te slăbesc? Cum aș putea să te distrug cu alte cuvinte? Și tu nu bași de seamă? Aude, tu nu auzi ce spune femeia aceasta, cum aș putea să te leg? Cum adică când auzi vorbele acestea, nu te ieși și pleci? Știți de ce nu s-a luat să plece? Pentru că nu era liber. Ai spune în aparență că este liber, dar nu este liber. Că dacă era liber, se lua și pleca. Faptul că stă, în pofida tuturor vorbelor, dalile, înseamnă că este robit. În această seară, ascultă-mă, dacă nu te poți lăsa de păcatul din viața ta, oricare ar fi păcatul acela, dragul meu, înseamnă că ești robit. Dar vreau să spun ceva în această seară. În mijlocul nostru este Isus Hristos. Și în această seară, chiar dacă tu nu poți să te eliberezi, El te poate elibera. A venit într-o dimineață la adunare o femeie, era plină, plină de vânătăi, bătută, zdrobită în bătaie. Când am văzut-o păstorul, a întrebat o ce s-a întâmplat și spune, frate, pastor, zice, uite ce s-a întâmplat. Am făcut o mobilă și eu în casă, bărbatul meu, toți banii pe care i ai, bagă în băutură. Nu prea avem lucruri prin casă așa pe care să, de care să ne bucurăm. N-am avut mobilă în bucătărie și cu chin cu vai am adunat o anumită sumă de bani și am dat comandă la o mobilă de bucătărie. El era plecat și când a venit acasă, a fost pusă mobilă în bucătărie. Când au venit acasă și au văzut mobila în bucătărie, s-au enervat foarte tare. S-au dus afară, au luat toporul, toată mobila tăiată. Eu m-am băgat să nu lasă să prăpădească toată mobila aceea. Era turbat, era biat. Și a început să mă bată cu pumnii, cu picioarele, cu pălmele. și uite în ce situație m-a dus. O distrus totul, zice, și m-a rupt în bătaie. Era duminică. Și păstorul a zis, mâine seara aș vrea să vin să stau de vorbă cu el. Și a venit să stea de vorbă cu el. Când a intrat în, în casă, a deschis și a intrat în casă, Femeia nu era acasă, dar era soțul ei și era unul dintre copiii lor, un copil așa undeva la vreo șapte anișori. S-a așezat la masă, dat bună seara și el a răspuns bună seara de asemenea. Și printre altele, eu zis în felul următor, am venit să văd ce faci cu ești. Și am venit să te întreb, totuși, nu crezi că e prea mult ceea ce faci tu să-ți ba soția în ultimul hal, să o umpli de sânge, să o desfigurezi? Nu crezi că totuși e cam mult? I-am spus cuvintele acestea și niciuna nici alta să uite la mine în ochi și apoi iese afară. Când a ieșit afară, m-am gândit, zice fratele păstor, ce face? M-am gândit și chiar m-am rugat, Doamne, de gânduri cinstite, gânduri bune. O venit de afară și o venit cu o funie. Mă, m-am gândit, ce o să fac acum? Un om turbat, un om biat. S-a apropiat de băiatul lui de vreo șapte ani și ori, el stătea pe scaun și a început să lege pe băiat. L-a legat bine și a apoi a început să strige, bă, ridică-te! Pruncul bietul timorat de taică să început... ca să se ridice, dar nu a putut. El a început să strige mai tare, bă, ți-am spus să te ridici! Au încercat din nou băieții să se ridice și nu putut Și apoi a început să plângă. Tatăl zice, nu mă pot ridica, ați legat. Să uitați pe mine, ce fratele păstor. O întâmplare adevărată. Și a început să plângă el însuși. Și eu sunt legat. Și eu aș vrea să mă ridic. Crezi că îmi place că îmi bat nevasta și o duc în ultimul hal? Crezi că mă simt bine în fața copiilor mei după ce îmi trece mahmureala aceea știind ce am făcut? Crezi că mă simt bine când știu că am distrus mobila aceea din bucătărie? Cred că mă simt bine cu viața mea? Dar ascultă-mă, pastore, și eu sunt legat. Eu nu mă pot lăsa de alcoolul acesta. Ce să fac? Asta e viața mea. Pastorul s-a dus, a luat un cuțit la bucătărie, era holul deschis, a luat un cuțit și a tăiat funia. Nu sunt felul următor, da, dar nu-i corect, el se poate ridica băiatul tău, pentru că, băiatul meu, pentru că ai tăiat -o funia. Și spunea spuneam felul următor, zice fratele pastor, i-a spus așa, auzi, tu nu te poți elibera, tu nu te poți ridica prin puterea ta, dar eu am un Dumnezeu, eu am un Hristos, eu am un Domn, El este cu mine aici și El este gata să taie funia păcatului din viața ta. Dacă tu îți dorești cu adevărat, El este aici, este lângă noi, este chiar aici, este gata să taie funia păcatului din viața ta, tu poți să pleci acasă eliberat, tu poți să te apuci de viața ta, trăind o viață nouă, trăind o viață frumoasă, dacă vrei se poate lucrul acesta. Iubiții mei, în această seară am o veste bună, în această seară noi suntem în prezența lui Dumnezeu, nu știu care este viciul tău, nu știu care este patima ta, fie că ești pentecostal, fie că ești baptist, ortodox sau ce ești, ascultă-mă, Iisus Hristos este aici și este gata să te libereze de orice viciu, de orice patimă. Dar în această seară nu-ți mai permite anumite îngăduințe, pentru că ascultă-mă, îngăduințele de azi devin dependențele de mâine. Dacă în această seară te uiți în viața ta și sunt anumite slăbiciuni pe care le tolerezi, dar toată lumea face la fel. Dar știi, Dumnezeu că mi-este greu, eu aș vrea să mă las, dar nu pot, ascultă-mă. Hristos este aici pentru tine. Hristos este aici pentru tine. Hristos este aici pentru tine. Să te ierte, să te libereze, să schimbe viața ta, să te Duce duci acasă un om nou, o tinerețe nouă, o viață nouă, o viață nouă prin Hristos. Poate ești în situația în care nu mai știi ce trebuie să faci. Ascultă-mă, dă lui Dumnezeu primul loc, pentru că altfel el nu contează deloc. În al doilea rând, nu te înșela, îngăduințele de azi devin dependențele de mâine. Trei, nu sta blocat în prejudecăți ca să nu zădărnicești planul lui Dumnezeu. Dacă nu știi ce să faci, în această seară te rog, ascultă-mă, nu mai sta blocat în prejudecăți ca să nu zădărnicești planul lui Dumnezeu. În Luca capitolul 7, versetul 30, stă scris, fariseii cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Ne primim botezul lui Ioan. Ce era botezul lui Ioan? Evanghelia după Matei, capitolul 3, ne spune ce era botezul lui Ioan. A venit Ioan botezătorul, care era îmbrăcat într-un mod interesant, cu haine de păr de cămilă, mânca lăcuste, mânca miere sălbatică, ăsta era traiul lui. Și a venit și a început să prege prin pustiu, prin pustiul Iordanului, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape și a propovăduit botezul pocăinței. Botezul pocăinței presupunea să recunoști că ești greșit, că ai păcate, că l-ai întristat pe Dumnezeu. Și dacă îți mărturisești păcatele, ești iertat și Dumnezeu îți dă o viață nouă. Și veneau oamenii cu sutele, cu miile să primească botezul lui Ioan, botezul pocăinței, să spună am greșit, suntem vinovați, ne pare rău, vrem iertare, vrem o viață nouă, vrem un nou început cu Dumnezeu. Și oamenii primeau un nou început cu Dumnezeu. Dar au venit și unii dintre cărturari și farisei și au zis, auzi, să primim botezul lui Ioan? Să primim botezul lui Ioan, asta înseamnă că ne recunoaștem păcatele. Asta înseamnă că vom recunoaște despre noi și despre că am greșit. Și cui îi place să recunoască că a greșit? pentru faptul că n-au recunoscut că au greșit, nu și-au recunoscut greșelile și păcatele, au zădărnicit planul Dumnezeu pentru ei. În această seară tu stai în prezența lui Dumnezeu, vreau să te întreb, tu îți recunoști greșelile și falimentele? Cel mai ușor în viață este să dăm vina pe diavolul, să dăm vina pe bă bărat, pe nevastă, ca și Adam și Eva în grădina Edenului, să dăm vina pe tata sau pe mama, să dăm vina pe alții. Cel mai ușor în viață este să dăm vina pe alții, dar câtă vreme dăm vina pe alții, nu putem fi iertați. Câtă vreme dăm vina pe alții, nu putem fi eliberați. Câtă vreme dăm vina pe alții, nu putem fi salvați, nu putem fi schimbați și transformați. În această seară, dacă te uiți în viața ta și viața ta nu este bună, ascultă-mă, nu mai zădărnici planul lui Dumnezeu pentru tine. Recunoaște în această seară că ești greșit, recunoaște că l-ai supărat pe Dumnezeu, recunoaște păcatele, recunoaște starea și apoi spune, Doamne, ai milă de mine și iartă-mă. Fie seara aceasta seara în care să-ți recunoști starea. Lucrul acesta este foarte greu. Vreau să vă spun o parabolă, o pildă foarte frumoasă, foarte interesantă. Se spune că un iepuraș și un mistreț erau cei mai buni prieteni. La un moment dat mistrețul și-a luat o bicicletă de mare viteză și s-a dus prin pădure. Mergea prin pădure de care parcă era la turul Franței și mergea pe acolo printre copaci. La un moment dat iepurașul începe să strige pe el. Bă, zice, fii atent că în fața ta este o groapă mare. O să cași și o să te lovești. Mistrețul zice, dă-mi pace, eu mă știu, dacă cu bicicleta. Nu spune tu mie cum să dau cu bicicleta s a dus că s-o dus, o prins o groapă și s toți întors în sus. La un dat e și zice în felul următor, nu veste, am spus eu că o să cașu să te lovești. La care el din groapă de sub bicicletă zice, auzi, tași din gură, eu parchez unde vreau. Foarte mulți oameni nu-și recunosc greșelile. Auzi, diavolul îi devine. Drept că diavolul îi devine întotdeauna. Nevastă mea îi devine, frații devine, surole devine. Ispita devine că a fost foarte mare. Ispita devine că a fost prea de tot. Mă, frate, m-am enervat. Dar l-a parcat în fața mea sau pe locul meu. Frate, m-am enervat, dar asta mi-a tăiat calea. Frate, am zis ce am zis, dar știe Dumnezeu că m-am enervat. Cum să nu mint, frate, că toată lumea minte și parcă cât o leacă de minciună e cum e? Necesar o leacă, că altfel nu merge treaba. Toată lumea face la fel. Frate, cum să trăiești o viață sfântă, curată, într-o lume vulgară și morală? Cum să fii un om plăcut lui Dumnezeu într-o astfel de lume? Tot felul de scuze. Iubiți-mă, ascultați-mă, în această seară Dumnezeu ne cheamă să ne recunoaștem păcatele. În această seară Dumnezeu ne cheamă să ne recunoaștem starea. Asta înseamnă să nu zădărnicești planul Dumnezeu pentru tine. Poate ești într-o vreme în care Dumnezeu te cercetează. Poate ești în momentul în care trebuie să faci pasul botezului. Și poate ești pe auzi, să fac botezul, dar parcă încă nu este momentul. Sau când o să fiu eu, o să mă cerceteze Dumnezeu într-un mod special. Și tot felul de prejudecăți. Cum să fac botezul? Am o cunoștință care este cercetată de Dumnezeu într-un mod deosebit de ani de zile vin la adunare, un om extraordinar. Dar cu toate acestea nu a făcut botezul. L-am întrebat, de ce nu faci tu botezul în apă? Știți de ce nu face botezul în apă? Frate Dan zice, eu m-am hotărât la cât e păcate am făcut să fac botezul în Iordan. Că numai Iordan nu zice, îmi poate spăla atâtea păcate la care am făcut. Măi, frate, zic, nu, apa spală păcatele, ci stângerul Hristos. Frate, eu nu zic, nu zic că nu e așa, dar ascultă-mă, eu numai în Iordan vreau să mă botez. Măi, frate, trecut atâția ani de zile, ești lipsit de la adunare, te implici. Frate, Dan zice, Înțelege-mă, te rog frumos, eu numai la Iordan. Și zic eu, cam cât mai aștepți până te duci la Iordan, dacă te vrei să te botezi în Iordan, cam cât mai aștepți? Frate, zice, cu proximă ocazie mă duc. știu, dar nu știu câți ani de zile, nici am nu venit proximă ocazie. Măi, frate, dar vine Domnul, trebuie să faci botezul. Da, păi, frate, mă duc când ajung la Iordan, mă botez. Ce anume te reține să nu te botezi? Dacă tu ai crezut în Hristos și crezi în Hristos și te-ai de păcate tale, ce anume te ține în loc? Prejudicățile, sau de un înger să vină să-mi spună, frate, vrea să te implice în lucrarea Domnului, frate, da, să-mi trimite Domnul îngerul să-mi spună și mie, cum? Cum? Eu spus lui Corneliu altă dată. Da, dar Dumnezeu vorbește prin cuvântul lui de la învon, în fiecare duminică, la fiecare slujbă. Ce vrea să facă Dumnezeu pentru tine? Iubiți mei, e nevoie să ieșim din prejudecățile noastre, să nu mai stăm blocați în prejudecăți, ca nu cumva să zădărnicim planul lui Dumnezeu. Auzi, eu să mărturisesc păcatele, eu în seara aceasta să recunosc că am nevoie de iertare, eu în seara aceasta să mărturisesc că am nevoie de un nou început cu Dumnezeu, eu în seara aceasta să mărturisesc că sunt mai mult plin de fire decât de Duhul Sfânt, eu în această seară să spun, Doamne, să aici în fața ta, Vreau să mă pun la dispoziția ta. Păi am tot felul de așteptări. Să facă Dumnezeu cum aștept eu. Dacă nu, Dumnezeu nu lucrează. Ascultați-mă, Domnul este aici. Și când nu mai știi ce să faci, ascultă-mă. Nu mai sta blocat în prejudecăți. Ca nu, ca nu, cumva să zădărnicești planul lui Dumnezeu. Farisei și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Mă rog în seara aceasta nici unul dintre noi să nu zădărnicim planul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta să ne pocăim, în seara aceasta să ne apropiem de Dumnezeu, în seara aceasta să ne punem viața în rânduială. Și dacă în această seară simți că te-ai îndepărtat de Domnul, apropie-te de El. Caută în această seară iertare, schimbare și un nou început cu Dumnezeu. În urmă cu ceva vreme, m-am dus cu mașina la mecanic și fratele mecanic, unde mi-am dus mașina, îmi spune, frate Dan, în timp ce îți repar mașina, vreau să-ți povestesc experiența mea de viață. Și a început să-mi spună. Am crescut în biserică, am fost dus de tata la binecuvântare, am cântat cu tata de mic în adunare la acordion, și eu la acordion și tata la acordion, și am avut o viață foarte frumoasă. Toate au fost frumoase, până într-o zi când m-am căsătorit. Când m-am căsătorit, zice, m-am căsătorit cu cine nu trebuia să mă căsătoresc. Și din momentul acela s-a prăpădit viața mea spirituală. Soția mea m-a înșelat, când am aflat lucrul acesta, am căzut într-o depresie foarte puternică. Mi-a fost rușine să mai mă duc la adunare, la biserică. Aveam impresia că toată lumea numai despre necazul meu vorbește și am ezitat să mă duc la adunare. Ba mai mult zice, frate Dan, ne mergând la adunare, satana m-a și ispiti și am acceptat momeala satanei și am început să beau. La început am băut un pahar, după ce am cum pahar, după ce am un pahar, până când am început să beau și să beau de-a binelea. Deja mi-era și rușine să mai mă duc la adunare, mă simțeam și prost față de Dumnezeu, ia că, Doamne, am devenit și bețiv. Și am luat decizia să nu mai mă duc altul la adunare, să o termin definitiv cu Dumnezeu. I-am spus lucrul acesta tatălui meu și tata mi-a spus în felul următor, dragul tati, tu ai avut un mare necaz, într-adevăr, dar ascultă-mă, nu lăsa pe diavolul să-și bată joc de viața ta, întoarce-te înapoi la Domnul, Dumnezeu este gata să te ierte. Dumnezeu este gata să schimbe viața ta. Dumnezeu este gata să nuiască viața ta. Dar nu l-am ascultat pe tată și am spus, tată, eu nu mai vreau să-mi dea face cu Dumnezeu. Am îngăduit Dumnezeu să am această dramă, acest necaz. Eu astăzi nu mai mă rog, nu mai citesc din Biblie, eu sunt așa cum sunt. Peau, mă îmbăt, tată, nu mai vreau să-mi dea face cu Dumnezeu. Am plecat de la tată. Și am zis, nici nu mai mă duc la tata, că toată ziua mă bate la cap, pocăiește-te, pocăiește-te. Nu lăsa pe diavolul să-și bată joc de tinerețea ta, de viața ta. Întoarce-te la Domnul, Domnul este gata să te ierte, Domnul este gata să te mântuiască. Și am zis, nu mai mă duc la tata. A venit mama la mine, la Oradea, zice, și mi-a spus în felul următor, să știi că tatăl tău, chiar dacă tu nu mai vrei să știi de Dumnezeu, Tatăl tău postește în fiecare zi pentru tine. El până la amiază, chiar care are probleme cu diabetul și are mari probleme de sănătate, el până la amiază nu mănâncă nimic și postește pentru tine și se roagă ca Dumnezeu să te cerceteze și Dumnezeu să te mântuiască. I-am spus, mamă, te rog să spui la tata să nu mai postească pentru mine, să nu se mai roage pentru mine. Eu nu mai vreau să știu de Hristos, eu mai vreau să știu de biserică, pentru mine un subiect închis. A plecat mama și am rămas pe mai departe cu păcatele mele. Mă întâlneam cu unul cu altul și îmi spunea, așa de rău ai ajuns că nici Dumnezeu nu te mai poate ierta. Ai ajuns un alcoolic, tu băiat care ai crescut în biserică, tu băiat care ai cântat în biserică la acordion, ai ajuns în starea în care ai ajuns, nici Dumnezeu nu te mai poate ierta. De fapt, oricum ai căzut din har, măcar du-te pe treți în toate felurile în care vrei, că oricum iadul te așteaptă. Și lucrul acesta m-a tot mai mult. Singurul care îmi spunea că Dumnezeu mă poate ierta era tata. Și era și mama și ei îmi spuneau, hai ridică-te, nu te lăsa, nu lăsa pe satana să-și bată joc de viața ta, dar nu voi să aud. Într-o zi m-a chemat tata până la el, era obosit, era bolnav și cu ochii în lacrimi mi-a spus în filmător, dragul tati, eu m-am rugat pentru tine, când mi te dăruit Dumnezeu, te-am primit ca pe cel mai mare dar de la Dumnezeu, te-am dus la casa lui Dumnezeu, te-am pus în brațele lui Dumnezeu la binecuvântare, am crescut cu mare drag, ai crescut cu mine în adunare, am cântat împreună. Te rog frumos, întoarce-te la Dumnezeu. Te rog frumos, predă viața în mâna Dumnezeu și Dumnezeu te va ajuta. Îți va ajuta Dumnezeu să-ți refaci viața. Nu că în disperare. În momentul acela am început să înjur, am dat cu pumnul în masă, am răsturnat totul pe acolo prin casă și am început să zic, Tată, să mă lași cu Isus. Dacă mă iubea, n-aveam necazul acesta. Să mă lași cu pocăința, să mă lași cu biserica, nu mai vreau să știu nici de tine și de absolut nimic. Și am trăit ușa și am plecat acasă. Au trecut ani și am ajuns într-o situație mizerabilă, din cădere în cădere, din cădere în cădere. Stăteam cu cineva, am început să o bat, am început să o miles, să o înșel și a plecat de la mine. Era o iarnă, am venit acasă, eram singur, mă părăsise iubita mea, concubina mea. Eram necăjit, eram amărât, beat. Și am venit acasă, când am venit acasă, am intrat în casă, mi-am scos mâncarea să o mănânc. Mi-am cumpărat ceva de mâncare, nici poftă n-am avut de mâncare și am aruncat-o la câine. Am zis, măcar puțin alcool să mai mine ca și am luat o bere și am început să beau. Parcă era o travă, frate Dan. Și am aruncat berea respectivă. Mai am avut o cutie de bere, am deschis-o și pe aceea și am băut o gură. Când am băut a doua gură din berea asta la altă, am simțit că e o travă, am aruncat și cutia aceea și am început să înjur. Și am fost așa de necăjit de numai, numai și am zis, mai bine mi-aș pune capă zilelor, viața mea nu mai are rost. M-am pus în pat să mă cul, dar n-am avut somn. În timp ce stăteam în pat, m-am gândit că ar fi bine să ascult muzică. Am pornit radio, în mod normal să am muzică populară. Frate Dan zice, nu știu cum. Era radio voce Evangheliei. Mi-a spus predicatorul care predica, încă mai trăiește. Și mi-a spus textul din care citea și din care predica. Era pilda fiului risipitor. În momentul în care am auzit pilda fiului risipitor, m-a cercetat Duhul lui Dumnezeu într-un mod special. M-am simțit eu fiul risipitor. Și în timp ce se vorbea despre acel fiul risipitor care a ajuns să la porci în starea cea mai mizerabilă, dar că și-a venit în fire și i-a zis câți argați ai tatăl meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici, știu ce am să fac. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrei să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a luat și s-a dus. M-a cercetat Duhul lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Mi-au revenit în minte momentele acelea din pruncia mea când mergeam cu tata de mână la biserică. Frate Dan, mi-au revenit în minte momentele acelea în care stăteam cu tata și cântam amândoi în biserică. Am căzut cu fața la pământ și am spus, Doamne, mai poți să mă găsești și pe mine? Mai poți să mă salvești pe mine, fiul pierdut, fiul risipitor? Era o miercuri seara, n-am spus niciodată în momentul acela. Și am simțit după mulți ani de zile cercetarea lui Dumnezeu. Și am simțit iertarea lui Dumnezeu și în urma rugăciunii am simțit că se coboară de pe umeri mei o mare povară. Era miercuri seara. Joi seara era adunare în cartierul acela în care locuiam eu. Și m-am hotărât să mă duc la adunare. M-am așezat pe ultima bancă în adunare. S-a citit cuvântul lui Dumnezeu. S-a cântat, s-au rugat oamenii, frații. Și tot ce a fost acolo m-a cercetat Dumnezeu într-un mod special prin tot ce s-a întâmplat acolo. Mi-am adus aminte de vremuri de altă dată, de părtășia de altă dată de adunare și așa m-a cercetat Dumnezeu din numai, numai. Toată slujba nu m-am plâns. I-am lăsat pe tot să iasă din adunare și am zis că e ultimul. Ca nu cumva să mă întâlnesc cu cineva și să-mi spună vrute și nevrute, mă simțeam condamnat pentru trecutul meu mizerabil. Când am dat frate Dan să ies pe ușa adunării din spate, mi-a înainte prezbiterul bisericii un om bătrân, și mi-a spus, frate, cine e așa de mare? Că te-am văzut că toată slujba nu mai plâns. Mi-am deschis sufletul înaintea lui și am spus povestea vieții mele. Și mi-a spus în felul următor, ai acasă o Biblie? Am zis că nu mai am. Mi-a dorit o Biblie și mi-a spus, auzi, când vei ajunge acasă, te rog să citești pilda Filului Sipitor. Mi-a spus textul, mi-a spus pagina. m Am dus acasă, am citit în seara aceea, întâmplarea aceea din Scriptură. Și am zis, Doamne eu sunt fiul pierdut, eu sunt fiul pe care tu l-ai găsit, pe care iubirea ta l-a căutat, m-ai găsit, Doamne, dă-mi o viață nouă. Și îmi spune, frate, dar m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu îmi face harul să-i cânt, Dumnezeu îmi face harul să-i slujesc. Și vreau să spun ceva, nu există viață mai frumoasă decât viața cu Iisus Hristos. În această seară poate stai blocat în diferite păcate și spui, auzi, pe mine nu mă mai poate ierta Dumnezeu la cât i-am făcut, la cât i-am zis, Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Sau poate zici, având în vedere condiția mea spirituală, având în vedere vremurile pe care le trăiesc, eu nu se pot niciodată să fiu plin de Duhul Sfânt. Având în vedere situația din familia ta mea, nu se va putea niciodată să am un cos de rai la mine acasă. Având în vedere situația soției mele, a soțului meu, a copiilor mei, a părinților mei, niciodată Dumnezeu nu va putea schimba situația. Având în vedere lucrurile cu sunt la noi acasă, niciodată Dumnezeu nu va putea lucra. În această seară nu mai sta blocat în prejudecăți ca să nu se dărnicești harul și planul lui Dumnezeu. Și în această seară spune, Doamne, sunt aici în fața ta, sunt aici în prezența ta, te rog, atinge de viața mea. Doamne, poate ești în această seară și spune, Doamne, sunt într-o stare în care nu mai știu ce să fac și poate ești într-o astfel de stare, nu mai știi ce trebuie să faci. Spune, Doamne, sunt în această stare, te rog, în această seară, atinge de mine într-un mod special. Doamne, vreau să te pun pe tine pe primul loc ca să contezi în viața mea, să mă iert, să mă eliberez, să mă transform, să mă vinde, să mă binecuvântezi, să te atingi de mine și de casa mea. Vreau să te pun pe tine pe primul loc în seara aceasta. Poate te joci cu anumite vicii, cu anumite îngăduinți, poate zicea, toată lumea le face. Dar care e problema? Toți le fac la fel. Această seară spune, Doamne, nu mai vreau să-mi permit anumite îngăduinți, ca nu cuva aceste îngăduinți să devină dependențe. Și dacă te simți legat de vicii și păcate, dacă te simți legat de anumite slăbiciuni în această seară, am o veste bună pentru tine. Iisus Hristos este prezent în adunare. Iisus Hristos este aici pentru tine să te ierte, să te libereze, să te umple de Duhul lui cel Sfânt, să te umple de putere în seara aceasta, să te atingă mâna perforată pe crucea Golgotei, să te ridice Dumnezeu în seara aceasta, aleluia. Măriți să fie Domnul. Dar nu mai sta blocat în prejudecăți. Nu mai spune că ești bine așa cum ești. Că știi că nu ești bine. Că n-ai putere spirituală, că n-ai bucurie, că n-ai pace. Că te simți robit de diavol cu anumite vicii și păcate. Și în această seară spune, Doamne, nu mai vreau să stau în slăbiciunile mele. Ridică-mă în seara aceasta. Iartă-mă în seara aceasta. Umple-mă de prezența ta în seara aceasta. Isus Hristos este prezent în mijlocul nostru. Slăvit i fie numele. Și este aici pentru tine și pentru mine.